Bine v-am regăsit la știrile din sport. Tunarii de la Arsenal Malu ascultă sfaturile lui Pepe și dau din ce în ce mai multe goluri pe meci. Mălurenii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 8-0 în fața lui AS Prundu și sunt neînvinși în returul de campionat. Membrii bandului Horia Brenciu vor să oprească hegemonia mălurenilor și îi provoacă la duel. Arsenal Malu este neînvinsă în campionatul județean de fotbal de o jumătate de an și se află pe prima poziție în clasamentul Seriei de Sud. Malu și-a consolidat poziția de lider după ultima etapă când a reușit încă un scor uriaș cu AS Prundu pe teren propriu. Tunarii au învins cu 8-0 prin golurile lui Damian de 3 ori, Jelescu cu o dublă, iar Del Piero, Marcu și Danciu au înscris câte un gol. Mălurenii au ascultat sfaturile cunoscutului cântăreț Pepe, care i-a îndemnat să marcheze multe goluri. Am un sfat pentru Arsenal Malu. Fraților, fotbalul se joacă pe goluri. Înscrieți! Cred că cele mai importante sunt cele 3 puncte și modul în care echipa noastră se mișcă. Nu știu dacă faptul că se marchează multe goluri este atât de important. Sunt mulți, mulți din showbiz, multe persoane publice din România care ne-au făcut declarații de dragoste, între ghilimele. Urmărind cu atenție evoluțiile tunarilor, Horia Brenciu s-a hotărât să oprească șirul de victorii al lui Arsenal Malu și împreună cu trupa sa a anunțat că își va face o echipă care să-i bată pe tunari. Noi suntem echipa Brenciu. Dacă vreți să promovați, va trebui să vă luptați cu noi. Și dacă veți promova, noi o să vă dedicăm o melodie. Așa că vă dorim mult succes și așteptăm data la care noi ne vom înfrunta. Pentru că noi suntem cea mai puternică echipă din lume. Yeah! Liga Campionilor, Liga Mașiniștilor. Așadar, Arsenal Malu, vă așteptăm la meci! Baftă la promovare! Horia Brenciu ne-a făcut propunerea, ne-a promis că o să ne și compună un cântec special pentru Arsenal Malu după ce vom promova. O să vă anunțăm din timp și când va avea loc acest meci, dar în momentul de față important pentru noi și pentru echipă sunt meciurile oficiale din campionat, sunt meciurile ce vor urma de la play-off, de la baraj, dacă vom ajunge acolo, Doamne ajută, și după aceea avem timp să ne și distrăm cu meciuri amicale. Totuși, Arsenal Malu nu a realizat scorul etapei. Cele mai multe goluri a marcat chiar principala rivală a mălurenilor. Unirea Izvoarele a zdrobit-o pe Voința Slobozia cu 12-0. Aflat la Giurgiu cu ocazia turneului de lupte greco-romane Memorial Victor Popescu, președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pârcălabu, a vorbit despre proiectele de viitor ale federației. Printre altele, Pârcălabu a remarcat că în ultimul an Giurgiu și-a recăpătat locul în lumea luptelor greco-romane românești. Concursul Național de Lupte Greco-Romane organizat la Giurgiu prin inițiativa Clubului Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu a atras atenția Federației Române de Lupte, condusă de giurgiuveanul Răzvan Pârcălabu. Acesta ocupă poziția de președinte al Federației din 2013, iar împreună cu echipa sa are ca principal obiectiv pregătirea delegației românești pentru Olimpiada de la Rio din 2016. Bineînțeles, obiectivele noastre sunt pe termen lung, dar ca să ne atingem pe termen lung obiectivele, trebuie să muncim pas cu pas. Avea și Napoleon o vorbă: politica mare se face cu pași mici, dar siguri. În primul rând, medalii la Jocurile Olimpice de la Rio. Ăsta este obiectivul nostru și așa ar trebui să fie. Ne lipsește această medalie de câteva ediții. Sperăm ca la Rio să reîncepem, să renodăm tradiția frumoasă pe care țara noastră a avut-o la Jocurile Olimpice și de ce nu în viitoarele ediții să avem un clasat la Jocurile Olimpice chiar de aici din Giurgiu. Odată cu reînființarea secției de lupte greco-romane, CSM Dunărea Giurgiu, orașul nostru a reintrat în atenția Federației Române de Lupte, care a sprijinit organizarea turneului de lupte Memorial Victor Popescu. Este inevitabil să nu vorbim de sprijinul pe care Federația Română de Lupte, președintele, vicepreședinții, secretarul general al federației, membrii din conducerea federației l-au acordat înființării și dezvoltării luptelor la Giurgiu. Simplu fapt că au fost prezenți la primul turneu organizat la noi spune mult. Sportivii giurgiuveni au prins gustul competițiilor și vor da curs oricăror invitații la turnee naționale. La Giurgiu se va mai organiza un concurs de lupte greco-romane în data de 10 octombrie și se va numi Micul Luptător.
Atât din sport pentru astăzi, cu mai multe informații vă aștept și mâine. Până atunci, faceți mișcare pentru că sport